hotărăști să o mai porți? E întrebarea firească care îmi vine. Da, mă hotărăsem de aproximativ 2 zile să o scot. Așa. Nu atât de mult pentru ce a făcut Bogdan aici, cât pentru faptul că ți-am spus, timpul și relaxarea și oamenii și poveștile și interacțiunea cu ei m-au făcut să deschid puțin ochii la ce poate nu vreau să văd. Și nu cred că Bogdan și cu mine mai putem merge împreună pe același drum și nici nu ar fi corect să tragem unul de altul sau eu de el. Dacă el își găsește bucuria și fericirea alături de altcineva, indiferent că este Irina sau nu, e clar că eu nu mai am loc acolo și nu are sens. Dar chiar și așa, pentru mine era clar mai de mult că nu suntem pe direcția corectă. Înțeleg. Aș vrea să te întreb dacă Irina va decide să nu meargă mai departe în relația cu Bogdan. Nu m-ar surprinde. Ce aș face eu? Tu, exact, ce ai face? Ce decizie ai lua? Mi-ar fi greu, pentru că eu am acest obicei să mă reîntorc din drum și să reconsider o decizie. Dar aș vrea să fiu consecventă, pentru că știu că nu ne face bine să rămânem împreună. Și atunci nu mi-aș dori să mă împac cu el. Tu răspunsurile în legătură cu tine consider că le-ai primit? O bună parte din ele, da. O parte încă nu, dar... Și ce a rămas nerăspuns din această ultimă parte? Lucruri care țin de modul în care reacționez eu, poate, la diverse trăiri. Explică-mi puțin, te rog. Am fost expusă foarte mult la același tip de dinamică de cuplu, la același partener. A, exact, și da. Și cumva... un alt tip de atenție din partea altei persoane generează un soi de trăire. Sau mai multe tipuri de trăiri. Acolo eu încă sunt foarte stângace. Nu prea știu cum să gestionez lucrurile. Acolo trebuie să mă descopăr eu pe mine. Pentru că nu vreau să mă arunc cu capul înainte doar de dragul de a fi într-o relație cu cineva. Această luptă cu frica este una grea, clar. Nu toată lumea o câștigă. Însă, momentul în care vei învăța să depășești frica, va fi momentul care te va duce către o altă gia. Dacă alegi să-ți învingi teama sau nu, ține doar de tine. Bun, înțeleg că decizia ta este una clară. Da. Pe acest considerent, ai decis despărțirea. Nu? Dacă greșesc cu ceva... Da, așa este. Da? Să știi că am foarte ca la mine. Da. Bine că mi-a adus aminte. Te rog. Cred că, nu știu, să facă lucruri care nu îl... caracterizează la 180 de grade. Cred că nu mi-ar plăcea să ia toate fetele la rând fiecare noapte cu câte una, pentru că atunci mi-aș pune întrebarea de ce ai stat cu mine atâta timp, deși ar fi interesant de văzut cum relaționează cu cineva 180 de grade față de mine, pentru că ar fi o cu tot altă perspectivă. Oana, nu știu, dar astea sunt chestiile care m-ar super deranja. Mulțumesc. Vrei să o păstrezi sau... Să vreau să o păstrez ca pot să-mi păstrez decizia, să-mi aduc aminte când am luat-o și de ce. Corect, corect. Așa va fi, îți respect decizia. Gia, în ceea ce te privește pe tine. Da. Colegii mei au remarcat încă din primul moment de interacțiune cu tine că de-a lungul celor 10 ani tu ai uitat de tine. Sunt lucruri pe care ți le-a reproșat inclusiv Bogdan și sunt lucruri pe care
tu ți le-ai dori schimbate la tine. Da, cred că mi-aș dori să mă redescopăr, să pot să mă bucur de viață, să fac lucrurile care îmi plăceau odată, să redevin independentă psihic, nu atât de mult, nu atât financiar sau de, da. În alt fel. Psihic mi-aș dori să pot să-mi recâștig independența, să ies din rutină, să fac lucrurile care îmi plac și da, ok, și grija pentru mine, dar nu sunt un om neîngrijit. Sunt un om pe care poate nu se citește voia bună pe față. Am o propunere pentru tine. Orice schimbare majoră în viață se marchează într-un fel. Ok. Și primul pas spre schimbare este ca atunci când te uiți în oglindă să vezi un alt om. De mâine la ora 11, împreună cu un băiat pe care tu îl vei alege, vei părăsi resortul pentru 48 de ore. Vei merge într-un alt resort unde vei avea parte de o transformare completă. De schimbarea din exterior ne ocupăm noi, de cea din interior trebuie să mă ocup eu. Trebuie să te ocupi tu, clar. Da. Bun, așadar mâine la ora 11 vei părăsi resortul alături de Adi. Alături de Adi. Bun, așa să fie. Aceasta a fost ceremonia focului. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare să discutăm. Abia aștept să ne revedem cu vești bune data viitoare, da? Mulțumesc foarte mult. Și noi. O dignă plăcută. Mulțumim la fel.